Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ultimul video update despre King of the Web și fac acest video pentru că data trecută am uitat să menționez câteva lucruri importante. Deci, acum pentru că eu concurez la King of the Web, nu mai concurez la Gaming King, premiile este de 1000 de dolari, deci am de gând să măresc numărul conturilor de Minecraft de la 2 la 4, deci voi oferi în total 4 conturi de Minecraft. Acum, voturile din fiecare categorie se resetează seara la ora 10, deci ora 22. Este ora 22 și un minut? Păi aveți 10 voturi pe care le puteți folosi la fiecare categorie. Și există o metodă prin care mă puteți vota chiar de 20 de ori într-o zi, folosind un singur cont de Facebook. E o șmecherie chiar sneaky-sneaky. Ce trebuie să faceți este să vă duceți aici în prima categorie, unde sunt și eu, să mă votați de 10 ori până când numărul voturilor voastre este egal cu 0. Chiar aici, în această categorie. După ce m-ați votat de 10 ori, treceți la următoarea categorie și dați click pe tipa asta, de exemplu, și vă duceți aici și apăsați... Vai, mamă, ce țâțe urâte are și asta. Mă rog, apăsați vote de 10 ori până când îți consuma pe toate și apoi treceți la Gaming King, unde l-avem pe domnul Rodby, pe care chiar vă rog eu să-l votați pentru că n-a ieșit el român și concurează pentru Gaming King. Deci are nevoie de suportul vostru. Așa, în continuare vă duceți aici la Beauty and Style și o luați pe tipa asta, de exemplu, care face duck face chiar aici. Mamă, ce urâtă e și asta. Mă rog, apăsați vote de 10 ori până când veți consuma și voturile din această categorie și în sfârșit vă duceți în ultima categorie, luați pe cineva random, să zicem, nu știu, tipa asta și dați și aici 10 voturi, astfel încât veți avea 0 voturi în fiecare categorie. După aia, chestia asta de aici se va umple și veți mai primi încă 10 voturi pe care le puteți folosi la orice categorie, oricum. Și ce trebuie să faceți cu aceste 10 voturi este să vă duceți aici, în prima categorie, numele meu, și mă votați încă o dată de 10 ori, deci în total de 20 de ori, plus că l-ajutați și pe Rodby mexicanul să ajungă Gaming King. Deci cam asta a fost și... Și ce? Și un ice ăsta are o grămadă de subscriberi, însă noi suntem mult mai uniți decât subscriberii lui. Noi putem să-i arătăm că chiar un tip cu 30.000 de subscriberi poate să-l întreacă, să-l facă praf și, mă rog, introdu aici ceva care să dea celor care văd video energie și forță și, nu știu, nu le am cu chestiile astea, cu motivația sau astea, dar cam asta e, trebuie să-i arătăm că România e șmecheră, că suntem uniți și, de asemenea, dacă ați putea să îl țineți pe Casper pe locul 3, pentru că mai sus de Shunice nu cred că poate să ajungă, ar fi foarte, foarte tare. Dacă vedeți că eu am foarte, foarte multe voturi în avans față de tipul ăsta, însă nu vă lăsați pe ureche, are strategii murdare pe care le va folosi, atunci puteți să-i oferiți 5 sau 10 voturi și lui Casper pentru a-l menține pe locul 3. Cam asta a fost și haideți să o facem! Să arătăm lui Shunice că chiar dacă se plesnește de 100 de ori, nu o să facă voturi cât facem noi, toți pinkerii uniți. Și l-a ajutat și pe Casper și pe Rodby, da.